Ioi, nu întrebați. Vie moș Nicolae și n-am bani. A, ce? Nu știați că nu există moș Nicolae și de fapt oamenii cumpără chestii pentru alți oameni? Oh. Bine v-am găsit, stimații mei vânători de recompense intergalactici, la o altă capodoperă a jocurilor de browser, actualmente jocuri pișate de mobile, și anume Papa's Pastaria. Că credeam că nu se poate mai rău de atâta. Papa lui și-a deschis restaurant cu paste în Vălureni. Că de ce te-ai duce să-ți cumperi paste de la un restaurant când marea majoritate a pastariilor de peste tot unde ai fi îți ca dracu, mai bine îți faci acasă. Și-ți vând și paste de alea de căcat care cică-s autentice italiane, autentice pe dracu. Uite-l ăsta, mă, o țăpat baghetă în paste. Poți să faci asta? Poți să faci paste românești? Jur că tata ar mânca așa ceva. Da, e final de lună, n-am bani. Ce fac oamenii când n-au bani? Nu? Nu se duc la cerșit sub podul Mureș, se duc și își găsesc un job cât se poate de legal, cu contract și cu taxe plătite și așa mai departe. Cum am zis, cât se poate. Ioi, deci avem aici niște extraordinare. Pot să-mi fac custom worker? Da. Nu, ăsta pare că zici că e bolnav de tifos sau ceva. Să-l facem portocaliu ca să arătăm creșterea de nivel de beta-caroten din celulele pancreatice. Mama mia, ce freză Marlboro roșu am aici. Asta e deja freză Kent True Color, de la de 5. Aha, cum ți-ai dat seama că ascult Drake, frate? Și asta e cum ți-ai dat seama că ascult Drake, frate, partea a doua. Hai că merem pe o freză din asta clasică. Uf, ăsta zici că e generalul Razuvius ăla din Nax rămas. Hai că-l facem așa, îl facem generalul Razuvius. Băga mi-aș pula în el, boss de căcat. Perfect! Dacă nu știți ce e generalul Razuvius, o să pună Robiei în timp real acum o poză. Put pe mama ei, i-am dat-o bine cu aie, i-am dat cu ea pe dulap, păi i-am dat cu pula în cap. Abia aștept să-mi iau copyright strike, că am murmurat și eu o melodie. What the fuck? Generalul Pulenberg. No, îl las pulambe atunci. Am fost invitat undeva. Ce? Stai că nu înțeleg contextul. Cine cere în căsătorie pe cine? Ăștia-s bunicii mei? Da, după ce au făcut 10 copii și au 30 de nepoți, s-au decis și ei să căsătorească. Ia uite că am primit și o invitație la nunta bunicilor. Merem, cum să nu merem la bunul, la nuntă, că imediat faci infart. Măcar atâta, să-i împlinesc ultima dorință. Ia. În Portalini îmi caut eu hotel. Zero rooms. Ei, asta curva o neat, boss, man. Cum adică? Uite, s-o găsit o cameră. Și ia să vedem, camera e la Papa's Pastaria, așa e? poți să stai la noi în bucătărie, să locuiești acolo, numai că trebuie să trebuie să muncești ca să stai în cameră. Ia uite, bă, ne-o dat și bilet. Origin Burgenburg, Pastalini. Bă, să-mi ba pula, deci backstory-urile astea stăt mai futute, mă. Doamne, fer, ce-i cu outfit-ul ăla, mă, și de ce-i Elvis? Ok, deci primul meu client e crackhead Elvis. Cu monosprânceană. Deci vrea macaroane cu sos de roșii, cu brânză, 5 chiftele și o pâine. Asta e cea mai românească pastărie vreodată. Nu, hai să vedem cum Dumnezeu ar trebui eu să gătesc pastele. Deci pune melci. Nu știu, eu sunt curios dacă îi fierbem până aproape se dezintegrează molecular sau îi ținem așa un pic mai al dente. A, uite că specifică! Mon dieu! Qu'est-ce que vous voulez préparer pour aujourd'hui? When the pasta is halfway cooked, you need to stir it with the spoon. Bă, nu știu, eu nu amestec niciodată, dar în fine, dacă așa sunt instrucțiunile. Wait until the water... Să mor tu, că acum trebuie să aștept și să scurgă tata apa. Bă, în unele rețete de paste trebuie să puneți și apă de la paste, mă, ca să-i dea o cremozitate din aia senzuală, așa cum trebuie. I just nutted on myself. Oh my god. Bă, dar nu-mi place, mă, webcam-ul ăsta, că nu, voi nu vedeți, mă, ce rețete pregătărim noi aici. Gata, uite, acum vedeți. Deci, cum am zis, melc, codobelc cu sos de roșii, brânză din aia fache, 5 chiftele și o baghetă. Așa, și le punem frumos pe farfurie, Doamne ferește, bă. Ai de pula mea și scot direct din borcan sosul. Nici măcar nu-l încălzesc cu pastele. This customer wants Papa's marinara. Dă-te dracu. Press and hold on the plate of pasta to pour sauce. Ce, îl pun așa pe mijloc. Ai de pula mea. Mamule, mă, dar n-arată ok. N-arată ok deloc. Și avem brânză în solniță. A, dracu, mă, asta e...
asta e mătreață deja, mai aia, nu-i brânză 100%. No, și-o zis să-i punem 5 chiftele. Dar văd că nu pot să-i pun chiftelele una peste alta, din nou. Și acum trebuie să selectăm o pită. E baghetă congelată, mă, n-ave nimica proaspăt aici, Doamne ferește. Și azi punem, îi punem pita peste paste. Stați un pic, anevrismul meu cerebral acum. Nu poți, mă, așa ceva, mă. Bă, eu aș mai pune încă o pâine din partea casei, bă, cu extra carbohidrați, bă, pentru că-i zoa de făcut piept, biceps, triceps, quadriceps și biceps. Să mor tu că pot să-i pun numai câte o pâine. Nu pot să-i pun două, dar vreau să-i pun două pâini, mă. Mă, că mai vreau să-i mai pun o pâine, mă, că face carb loading acolo, mă, până iasă carbohidrații pe cur. Na. E bun? Elvis ăla și-o rup dinții, mă, în pâinea aia, mă, dar îi place, mă. Îi place. Na, ia zi râta margarita, ce vrei? No, bine, hai că-i pregătim niște spaghete, deși arată, zici că-i fidea, mă, din aia cu care faci supa de tăiței. Mă, n-arată ok deloc. Și de ce pot să ceară clienții cât de fierte să fie pa... Ah, doresc paste proaspăt scoase din pungă, așa e crocant, e că mie îmi plac. Nu? Eu ce-am făcut? Se botează numele tatălui, al fiului și al sfântului Duh. Bă, deci asta e restaurant de NPC-uri, mă, deci și în realitate, mă, cine mâncă la chestii din astea, bă, îs NPC-uri. Ia, Bill Station, Doamne feri, cum arată. Și ce-s bucățile astea albe de aici? Noi să punem sosul alb special al lui Papa. Ia, punem cu polonicu. Monde, vai de pula, bă, chestia asta n-arată ok deloc. Mă, că îi punem niște ciupercuțe. Îi punem niște ciupercuțe ca să aibă poftă de puțe. Câte eu zic că-i trebuie? 6? 1, 2, 3, 4, 5 și mai punem una aici. Opa. No, poftă bună să ai Rita Margarita. Și uite că mai rămas o pită făcută de alaltă ieri. Dar, să nu ziceți la nimeni. Pentru ce 18%? Că doar pastele au fost ok, sus au fost ok. I-am pus câte ciuperci au vrut. A, lui Rita, poate nu-i place puțica. No, nu e ca cât ține minte pe data viitoare. $100 pe săptămână, aia înseamnă 400 pe lună. Bă, e mai mult decât salariul minim, dar nu știu zău, dacă trebuie să-mi și plătesc taxele. Bă, eu am lucrat duminica. Eu lucru 7 zile pe săptămână, bă. Eu cred că mă duc la sindicalitate, bă, că nu se poate. Uite, deja oricum am probleme cu nervii, nu e ok să lucrez duminica, măcar duminica să mă lase liber. Deci eu am început duminica, mă. Și a doua mea zi de lucru îi luni. Bă, ce viață de căcat. No, în fine, hai să sperăm că acum ni s-o mai diversificat acolo rețetele de... Ha, ha, a venit Taylor Gang. No, super. Uhu, gnocchi. Să înțeleg că Taylor Gang ăsta vrea direct gnocchi cu ceva, că doar cam așa funcționează. Salut, bine ați venit la Papa's Pastaria, cu ce vă putem neservi? Da, dorezi niște gnocchi foarte, foarte cruz. Cu sos de roșii ciup... Doamne ferește, bă. Bă, oamenii ăștia n-au pic de imaginație. Ah, o venit Elvis care se... Pe ce pulă te joci, bă? Play Switch? Ia zi, Elvis, ca de obicei, ce-ți mai face dintele? Ah, gingivită. Ok, nicio problemă. Bă, chiftelele astea arată, zici că-s ca biluțele alea de chakra din Naruto. Ai de bă, uite-ți cu venit vărui din familia Adams. Ce vrei, bă, Grammy? Bă, ai de capul, deci lăsă-i trebuie numai gnocchi cu sos de usturoi, brânză și pâine, mă. Bă, dar ce mult lea la ăștia, mă, se scurgă. Uite, mă, tăți au Switch. Și eu vreau. Poți să-i inund, efectiv, farfuria cu sos de roșii. Atât? Așa, una bucata farfurie cu... Gnocchi sos de roșii și cu extra funghi de la picioare este Dan. Vrea pâine. Băga mea și pula. Da, mai du-te-n pula mea. Văd că pot să pun numai câte un tip de sos. Aia mie mi se pare foarte, foarte sărăcie. Așa de multe întreprinderi, mă, și decide, bă, să se zgârcească în halul ăsta. Chiar destul de nașpa. Ăsta cred că e cel mai nașpa joc cu Papa pe care l-a jucat vreodată. Adică, nu știu, mi-imaginez că poate o să mai îmbage ceva chestii după ce o să mai progresez în povestea jocului, în lorul jocului, dar nu știu, deocamdată e destul de... destul de să-mi dau cu pumnul în coaie. Bă, eu da 90 de cenți bacșiș și eu zic că e ok. O să-i pun sloboz așa, uite, pe margini să arete așa de stele Michelin și trebuie cu extra brânză. Dar de ce cer toți oamenii pâine lângă paste, mă? Foarte, foarte șocant. Dar ceva, suc, un chico, ceva, nu servim aici, un Bergenbier. Poftim, domnul Gremlin.
Sper că vă plac pastele cu extra scorbut, că văd că legume nu prea consumați. Ah, mulțumesc frumos, mulțumesc, foarte, foarte frumos din partea noastră. Bă, pe ăsta am de gând să-l țin, nu știu, cred că până mâine, așa că putem să ne culcăm. Chiar vreau să văd dacă face scandal, dacă nu-l servești suficient de repede. Ia uite cât de nervos se uită pe Facebook, nu-i convine nimica. Ah, bă, că mi-aș pula în tăți oamenii ăștia care fac chestii distractive și eu nu. Ce miros viața, dar o să mă iau de alți oameni pentru că e mult mai ușor. Opa! A, o cerut gnocchi de fapt, upsii. Mă, nu știu, nu-mi plac clienții morocănoși și clienții, deci nu știu, te văd că ai față de prost, nu te mira că servești și o căcat. Arată oricum mult mai decent decât marea majoritatea pastelor de ții servite în România undeva. Ia, cum arată? Bă, deci arată efectiv ca niște slobozuri. O să-i facem niște pasta al slobozio, este specialitatea mea. Pune și celălalt belenger în partea asta la altă ca să simbolizeze lupta eternă a bărbaților, pulă în pulă. Punem și niște brânzică aici în vârf. Uite, și-am tăiat și ciabata asta. Și eu zic că e perfect, comandă special pentru Deano. Hă? Asta e. Nu mă așteptam să-mi dea ciubuc oricum. Chiar nu pot să mă plâng. Pe papa așa-l doare în cur. Uite, mi-a și crescut salariul. Deci eu sunt angajat atât de prost și mi-a crescut salariul cu 5 dolari. Adică, nu, într-un fel mi-am cam luat seapă că... Eu practic mi-am căutat cazare și de fapt pula că era loc de muncă. Hai mai jucăm o zi, bă, Sfânta Treime. Ați văzut că cam... No, 3 zile imediat mea de muncă. Time to hire some help. Să mor tu! Să mor tu! Ok, văd că pot să-l customizezi pe ăsta. Îmi trebuie o colegă. O colegă, o... Nu știu, aș vrea o e-girl. O tipă e-girl să mă ajute. Băsescu 3D. Stați! Le fac pe Băsescu. O male mandala. Și unde mi-a angajata? Alo, unde mi-e colega? Colega? Ia să vine colega să comandea niște. Ce vrei tu? Așa, deci acum să pun la masă și ceri chestii. A, da, nu mă miră. Hai să punem sos 3 slobos. Bă, dar de ce portocalie? Ragazzi de la mucegăit, boss bag. Așa, vrei niște brânză? Las că-i pun așa în mijloc, că așa se pune. Așa se pune în Napoli. Și punem așa 3 chiftele ca să simbolizeze Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Mai veni cineva? Ai de pula mea. Păi asta de ce o veni să ceară dacă puteți să pună fain frumos la masă și venea Băsescu 30. Una gnocchi con tre slobozio este gata. 0% pe ce? Pe cookstation? Ah. Bă, că eu plăcut și pastele așa semicrude, ok. Așa. Ok, în asta trebuie să punem sos de roșii. Și o chiftea. Să mor tu că trebuie neapărat să le dau pâine. Asta e policy-ul. Deci tu nu poți să-i servești pe oameni fără pâine. Cred că pâinea aia e așa, oferită așa cu pistolul la tâmplă. Hai odată aparatule, cacă pâinea aia, te rog. Hai că-i dăm la tipă, că no, tipele au prioritate. Te rog în timp, Jar, să-mi lași și numărul tău de telefon, Shannon. Îmi plac tipele blonde cu ochelari, nimeni nimic niciodată. Ai de pula mea, o venit DJ Khaled. Another one. 2 macaroni și un pastaroni. Macaroni-s gata. Punem așa niște sosuleți. Mamă, știți cum arată aici? Zici că e o scenă a crimei. Peisaj simbolistic Van Gogh. Primul război mondial. Așa, se ia de Băsescu 3D, nu de mine. Hai că facem pasta trislobozio și brânza se pune pe partea unde nu este sos ca să fie o dualitate de gusturi. E o bucățică cu sos, e o bucățică fără sos și în mijloc se află nimicul ca să simbolizeze nimicul din sufletele noastre. Una pasta trislobozio pentru domnul Kahuna Matata. Am crezut că vrea să mă strângă de gât. Gata și ultimul order pe ziua de astăzi, doamna Rita Margarita Belengherita. 5-7 de puncte, bă, e bine. 42 de cenți. Mă, românii nu-ți dau atâta nici dacă le dai să mânce bine, adică nu pot să mă plâng. Stai un pic, tati, eu acum o să trească să-mi împar salariul cu colega Băsescu 3D, că nu mi se pare corect. Poate eu plătește papa natură, nu știu, habar n-am. Sincer, ăla cu sushi chiar a fost decent. Măcar cât de cât puteai să pui acolo aproape cam toate chestiile care erau posibile. E cam lipsit de imaginație acest business, mai trist decât
angajații care lucră aici mi se par oamenii care chiar se duc și mâncă în fiecare zi la Papa's Pastaria, deși eu le servez paste crude. Dar hei, poate într-o zi o să primească și ei ceva paste bune. E bine, nu pe tura mea, pentru că îmi dau demisia. Am câștigat 33 de dolari, deci e suficient cât să iau, nu știu, niște ciocolată din aia ieftină în formă de iepuraș de Paști, să iau, nu știu, niște jeleuri, ceva, nu știu, habar n-am, și bineînțeles o botă din aia cu polistiren lipită de aia, că na, nu e Moș Nicolae dacă n-ai o botă, dacă nu primești o botă din aia, și niște cărbuni, bineînțeles. Vă aștept și la următorul videoclip, desigur, și nu știu, mai ziceți-mi ce Dumnezeu de jocuri de astea cu Papa mai ies, bă, că am văzut că încă mai ies o grămadă, nu le-am deblocat pe toate și chiar aș vrea să le deblochez pe toate într-o zi. Ar fi un milestone foarte important pentru mine, de-abia aștept să le zic nepoților că am lucrat la toate întreprinderile de stat ale lui Papa lui vreodată, care au existat și care o să și existe. Vă urez o zi și să ne auzim cu bine la următorul. Alupigus, adios!